Bună ziua, dragi prieteni, suntem la Onești. Astăzi este un moment mai special pentru oneșteni, pentru cei care, într-adevăr, vor să facă o schimbare aici la Onești anul viitor. Deocamdată suntem în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Așadar, bun venit la Onești, domnule președinte. Vorbim cu domnul Viziteu, președintele organizației din Bacău. Da? Bacău, și, sigur, deputat în Parlamentul României. Bine ați venit la Onești. Câteva cuvinte despre vizita domnului Barna aici la Onești. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru această oportunitate să vă spun că colegul meu Dan Barna și prietenul meu Dan Barna face campanie printre oameni, printre oneșteni. Chiar astăzi a ajuns, dimineață era la Cotroceni la negocierile și discuțiile despre un nou premier. Apoi a plecat de acolo direct în Onești, a venit. Aici stăm pe stradă alături de oneșteni și discutăm cu ei. Mai încolo vom merge la Comănești, în Târgu Ocna, Moinești și la final ne vom opri la Bacău în această seară. Este prima localitate în județul Bacău pentru astăzi? Da, este primul punct de oprire în județul Bacău și în Moldova pentru astăzi, pentru Dan Barna. Spuneți-ne câteva lucruri care credeți că ar interesa oneștenii. Pentru ce ați ales Oneștiu ca prima localitate astăzi în vizita dumneavoastră împreună cu domnul Barna? Da, vizita și alegerea Oneștiului este deloc întâmplătoare. Știm că Oneștiu a fost la un moment și este și acum printre cele mai depopulate orașe din România. Și eu am și cred că toți care suntem aici avem ori un prieten, ori o rudă care sunt plecate în afară. Și Dan Barna are ca primă prioritate în programul lui readucerea băcăuanilor înapoi acasă, prin crearea unui climat economic mai bun, dar și unui climat de siguranță mai bun. De asta am ales Oneștiu astăzi, să arătăm că ne ținem de acest scop, de a reîntoarce băcăuanii în România, acasă. În ceea ce privește organizația de aici din Onești, am înțeles că aveți o organizație destul de puternică. Câteva cuvinte despre echipa de aici din Onești, da, pe care știu că o cunoașteți, da, foarte bine. Organizația Onești a tocmai avut alegeri recent și avem un nou președinte, domnul Florentin Iftime, care are o echipă foarte mare acum de peste 30 de persoane, printre care sunt avocați, medici, oameni de afaceri și cu toții își doresc o schimbare în municipiul Onești în alegerile următoare locale. Vă gândiți ca domnul Iftime să candideze din partea USR aici la funcția de primar al Oneștiului? Spre deosebire de alte partide, toate alegerile la noi se fac în interiorul filiare fără numiri. Deci filiala va decide prin votul universal al tuturor membrilor cine va fi cel mai bun candidat pentru primărie, dar și echipa care aceștia vor veni în consiliul local. De unul singur nu va putea niciun primar. Dragi prieteni, vom urmări această vizită, vom fi foarte aproape cu camera de luat vederi în tot județul Bacău, să vedem cum este primit candidatul pentru președinția României, domnul Barna, și dumneavoastră, domnule președinte, vă urăm mult, mult succes și sperăm să țineți aproape de locuitorii din Onești și să avem permanent informații de la dumneavoastră despre ceea ce vreți să schimbați în Onești, dar și în România cu USR-ul. Dragi prieteni, rămâneți împreună cu noi, veți vedea imagini din tot județul Bacău, acolo unde merge candidatul nostru la președinție. Vă mulțumim foarte mult, domnule. Și eu vă mulțumesc și Doamne ajută tuturor băcăuanilor și oneștenilor.